Se reduce locurile în consiliile de administrație a mai multor companii de stat? Cu siguranță locurile vor fi reduse și ne uităm și la inexacție, da. Deci dați-mi exemple și cât de mult le veți reduce? Eu voi propune să fie un maxim 5 membri în consiliul de administrație pentru toate companiile de stat.